convocați pentru astăzi în ședință ordinară. Din consultarea comisiei de prezentă, rezultă că din cei 17 consilieri sunt prezenți toți. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a prelua lucrările ședinței și a supune spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. De asemenea, vă întreb dacă ați primit toate materialele de ședință, inclusiv cele 4 puncte suplimente la ordinea de zi. Bună ziua! Supunem la vot procesul verbal la ședința anterioară. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? S-a votat cu numărul 17 consilieri. Proiectul numărul 1. Supunem spre aprobare ordinea de zi a ședinței cu suplimente. Supunem spre aprobare ordinea de zi cu cele 4 puncte suplimentare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu numărul 17 consilieri. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea punctului 1, anularea punctului 3 al articolului 19, articolul 21 și articolul 22 din hotărârea Consiliului Local numărul 180 din 30.11.2020. Discuții? Comisia Buget? Alte discuții? Supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abține, se votează cu numărul 17. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind indexarea chiriilor și concesiunilor pe anul 2022 cu indicele de inflație de 2,6% conform comunicatul de presă numărul 16 din 14.3.2021 al Institutului Național de Statistică. Dacă sunt discuții, Comisia Buget? Aveți favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Votează cu numărul de 17 consilieri. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind atestarea unei căi de acces la domeniul privat al Comunei Bogdeana și abrogarea articolului 2 din hotărârea Consiliului Local numărul 151 din 30.7.2020. Dacă sunt discuții, Comisia Juridică? Comisia Juridică a vizat favorabil, cu unanimitate. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Se votează cu numărul 17. Proiect de hotărâre privind actualizarea unei suprafețe ale unor bunuri din domeniul public al Comunei Dofteana. Comisia Juridică? A vizat favorabil, 5 voturi pentru. Supunem la vot cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se votează cu numărul de 17 consilieri. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului cadru referitor la organizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru închirierea bunurilor mobile aparținând domeniului public-privat, proprietate al Comunei Dofteana. Discuții? Comisia Juridică? Aviz favorabil, unanimitate. Cine este pentru? Împotrivă, abține. S-a votat cu numărul de 17 consilieri. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de bază al Comunei Dofteana, județul Bacău, pentru apărarea bunurilor, proprietate publică și privată. Discuții? Comisia Juridică? Comisia Învățământului. 5 voturi pentru. Domnule Bună ziua. Aș vrea să vă întreb dacă la ședințele de comisie s-a discutat despre acest plan de bază. Da. Despre ce este vorba? Deci, conform legii, Consiliul Local poate înființa un plan de bază la nivelul local. Da, deci planul de bază a fost efectuat de către o firmă autorizată în care noi motivăm acea taxă care este valabilă pentru fiecare proprietar de rol din localitatea noastră, taxa de bază. Deci baza cine o asigură în localitatea noastră sunt acei care sunt polițiștii locali.
dar ei au fost constituiți și înființați în baza legii 155/2010, în care ei au obligația, prin fișa postului, să efectueze paza în localitate, inclusiv paznice primării, prin fișa lor a postului. Ce înseamnă paza? Știm cu toții, probabil cei care sunteți consilieri știți marea majoritate, dar trebuie să știe întreaga localitate și toți contribuabilii localității că și paza o asigură poliția locală la instituțiile statului. Adică cele care sunt și fac parte din inventarierea publică a primăriei comunei Dofteană. Și încep chiar cu acest cămin cultural, căminul cultural de la Cucuiesc, căminul cultural Bogata, casa de cultură, dispensarul medical, școlile, chiar și bisericile, în afară faptului că avem supraveghere video, și în fiecare zi se patrulează minimum de 2-3 ori la fiecare obiectiv. Asta înseamnă paza. Sigur, paza trebuie să fie asigurată în baza unui plan care a fost întocmit de către o firmă autorizată și ne obligă legea în aceste condiții. Este adevărat, doamna? Corect, corect. Dacă aveți 33/2003, suntem obligați să întocmim planul de bază pentru a susține taxa de bază înființată. Sigur. Da, continuați. Dacă mai sunt și alte discuții, supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, abțineri, se votează cu numărul 17 consilieri. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, aferent contractul de administrare 7137, 21-6-2019, încheiat cu Regia Națională a Pădurilor, Rom Silva, Târgu Ocna. Dacă sunt discuții, domnule primar. Domnul Avorul, super acum, de pe la explicații în scurt. După cum știți, primăria Comuna Dofteana a încheiat contract de administrare cu Direcția Silvică Bacău, prin Ocolul Silvic Târgu Ocna. Contractul de administrare presupune nu numai paza, ci și exploatarea masei lemnoase și efectuarea lucrărilor din pădurire și alte lucrări subsecvente. Pentru scoate sumele necesare pazei, Ocolul Silvic pune în valoare și exploatează niște parcele, materiale lemnos din pădurea proprietate a comunei, și iar în urma exploatării își rețin cheltuielile cu paza și lucrările necesare, prin care își ia diferența de bani, se întoarce la primărie. Dacă este cazul, dacă nu sunt lucrări și nu sunt exploatare, nu este exploatare forestieră, atunci primăria mai începe din buget. Dar bugetul este întocmit în așa fel încât cât de puțin trebuie să iasă prin plus. Sunt în exploatare, în derulare, prin începutul de anul trecut, o partidă în podei și mai continuă și anul ăsta cu circa 1300 de metri cubi. Linia totală era de 2300. Circa 1000 de metri cubi au fost exploatați în cursul anului trecut și parcelă nouă este în Păisoaia, care va fi exploatată acest an. În funcție de dânsi se ocupă de licitații și toate tot ce presupune. Da, bine, vreau să te întreb și să știi toți. În baza amenajamentului silvic, care a fost făcut în urmă cu câțiva ani, 3 ani, parcă? Da. Așa. S-au prevăzut niște lucrări silvice în suprafața de teren cu vegetație silvică forestieră, aparținând unității administrative teritoriale Dofteană, iar suprafața este de 500 și ceva de hectare, dacă zic eu. Da? Aceste lucrări silvice, în general, se fac în zonele în care este zona împădurită, cum ar fi Păisoaia, cum ar fi Predoaia, cum ar fi Podeiul aici, în spatele primăriei, undeva
mai sus și alte zone și alte suprafețe unde sunt prevăzute în amenajamentul SIPRI, care el este valabil timp de 10 ani. După 10 ani, suntem obligați să facem un alt amenajament SIPRI. În această perioadă, pentru a putea exploata în pădurea Podei, aici unde este cea mai densă pădure, ei au prevăzut exploatarea în fiecare an a câteva sute de metri cub. Da. Comercializează, sigur, comercializează și în regim SIPRI, pune la licitație, nu, marcă, pune la licitație și comercializează, iar diferența de sumă, după ce își trag toate cheltuielile, vine la primărie. Acum, în baza bugetului de venituri și cheltuieli, în anul 2021, atât teoretic cât și practic, ar trebui să ne revină în bani vechi 306 de milioane scăzând toate lucrările, nu? Da, sunt 300 și ceva de milioane care ar trebui la sfârșitul anului acesta să ne intre nouă în bugetul local după scăderea tuturor cheltuielilor. Bineînțeles, ne-am făcut mai multe adrese cu privire la predarea și primirea tuturor partidelor care se pun spre exploatare. De ce mă refer la acest lucru? Cum ar fi la Podei, cum ar fi și în alte zone, să participăm și noi la reprimire. Reprimirea, pentru cei care nu știu, este aceea care, după exploatare, să face o reprimire înapoi la Ocolul Silvic Târgovna și trebuie să fim prezenți și noi acolo, întrucât, pe perioada exploatării, trebuie să le punem la dispoziție o rampă de exploatare. Deci ei nu poate să tragă demnul din pădure decât într-o anumită rampă pentru a nu ne distruge zonele noastre, mă refer de izlac sau chiar și drumuri. Plus de asta, mai au în obligativitatea dumnealor să planteze acolo unde este cazul, să facă lucrări silvice, degajări și alte lucrări specifice regimului silvic. Asta însumează totul și asta înseamnă contract de administrare. Ne asigură paza, face toate lucrările silvice, marcă în regim silvic, exploatează în regim silvic, comercializează în regim silvic, și după ce se scapă toate cheltuielile, o sumă din bani vine la noi, dar e posibil să nu vină chiar nimic. Altă dată, în funcție de sumele de bani care trebuie să meargă la fondul de mediu, sumele de bani care trebuie să meargă pentru întreținerea parcelilor respective. Deci e posibil, poate peste câțiva ani, să nu ne revină nimic sau să ne revină mai mult. Da, dacă aveți discuții. Dacă mai sunt și alte discuții, Comisia Buget. Aviz favorabil, statul votului. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Se aprobă cu număr de 17 consilieri. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind declararea unui teren de bun, ca bun de interes public local, teren aferent, pe care sunt amplasate aerian instalații rețele de alimentare cu apă, CRAB, precum și a rețelei de transport național de țiței, Compet și Transgaz. Discuții? Comisia Buget, domnule primar. Da, dacă ați discutat la comisie, nu știu, nu vreau să prezent, e vorba despre acele conducte de Transgaz, de apă, aparținând în proprietatea CRAB-ului, celor de la Compet și alte conducte care traversează sub stânca asta de aici, de la râpa lui Plopu, o parte era cadastrată, o parte nu era cadastrată și acel teren nu avea niciun fel de proprietar. Lângă izvor erau ceilalți proprietari care sunt proprietăți private, iar în zona unde merge aceste conducte nu era nimeni proprietar. Bineînțeles că dumnealor, cei care supra-traversează de acolo, solicită la momentul respectiv, în funcție de reparații, la cele conducte de Transgaz Compet apă, o să solicite aviz, cum de altfel o mai solicita și altă dată. Și în momentul în care nu ești proprietar pe teren, ce aviz favorabil sau nefavorabil ai putea să dea, în condițiile în care nu ești proprietar pe terenul respectiv care supra-traversează sau sub-traversează acele conducte. Motivul ăsta, ăsta este care am propus să-l trecem în inventarierea domeniului public, acel teren în suprafață decât scrie în proiectul de hotărâre. Da, dacă vedeți. Dacă mai sunt și alte discuții, Comisia Buget. Aviz favorabil. Supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă.
Se votează pe numărul 17 consilier. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind introducerea unui bun de interes public local în domeniul public al comunei Dofteana, teren aferent, pe care sunt amplasate aeriale, instalații de alimentare cu apă CRA, precum și rețele de transport național, rețelei complet Transgaz. Comisia buget? Aviz favorabil. Supune la apă. Cine este pentru? Împotrivă. Cine este? Salutați numărul 17. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local pentru susținerea financiară a taxei de salubritate pe anul 2021 în vederea întreținerii și funcționării unităților de cult fără venituri sau cu venituri mici pe raza teritorială al comunei Dofteana. Domnule primar? Da. Acest proiect de hotărâre ne aparține. Eu, în calitate de primar și ordonator principal de credite, propun Consiliul Local Dofteana să achităm noi, din bugetul local al OAT Dofteana, taxa de salubritate. Deci ridicarea gunoiului va fi făcută de către Rompres în baza unui contract semnat de către parohie, transportat la groapa de gunoi de către Rompres și achitat de către noi pe fiecare parohie în parte. Mai puțin cele două biserici penticostale, care la rândul dumnealor nu au făcut cerere pentru scutire, întrucât nu au în administrare cimitire atât de mari cum avem noi la ortodox și cei de la catolici. Practic, gunoiul de acolo provine cel mai mult de la cimitir. Iar în situația în care ei nu obișnuiesc în cultul dumnealor religios cu coroane, cu alte culmânări și așa mai departe și nu este cazul. Iar specific următoare. Propun spre analiză și aprobare ca Primăria Comunei Dofteana să factureze parohiilor gunoiul, salubritatea, mai bine zis, și noi să le livrăm sumele de bani, iar ei să achite la rândul lor, ca să fie totul legal. Am discutat contabilicește inclusiv cu contabila, cu doamna inspectoare, așa cum proceda. Dar cu o singură condiție și doresc să menționați în procesul verbal. Întrucât după această ședință vom avea ședința Consiliului Local pentru situații de urgență, unde vor participa, bineînțeles, dacă vor, fețele bisericești, Consiliul Local pentru situații de urgență la nivel de localitatea Dofteana, alți factori de conducere din localitatea noastră, cei care conduc societăți comerciale cu un număr mare de angajați, alți factori influenți de multe persoane care poate să îi educe de așa natură, ceea ce se va discuta, probabil o să auzi sau să vă și filmăm. Iar preoții vor veni și le voi explica și dumneavoastră, dar acum să conservăm procesul verbal în următoarele condiții. După cum ați observat, colectăm selectiv din localitatea noastră în baza unui grafic pe care a fost afișat pe rețele de socializare, o dată pe lună, carton, sticlă, peturi, doze de bere, fier și altele. Parohiile au și ele obligația să colecteze selectiv. Dacă ne uităm în toate cimitirile, mă refer din localitatea noastră, în care sunt la toate mormintele, aproape toate, dacă nu chiar toate, lumânări, care ele sunt din plastic, deteriorate, o parte arse, sunt peturi, se duce la morminte cu bidonașe și așa mai departe, cu papare, dumnealor le-am dat saci la fiecare parohie, cum de altfel le-am dat și la fiecare școală, să colecteze selectiv, iar odată pe lună să le scoată la poarta bisericii și să le ridicăm de acolo. Parohia care nu scoate lunar și găsim și pe morminte, bineînțeles că nu-i vom scuti de taxa de salubritate și dumnealor au obligația să colecteze și să le transporte ei. Până în prezent am transportat noi, cel puțin vă vorbesc la bisericile ortodoxe. Totodată și coroanele, care sunt din plastic, artificiale mai bine zis, vor fi colectate și ele și
puse la poarta bisericii, de acolo le preluăm în ziua când se colectează cu noi selectiv și le transportăm cu o firmă autorizată deocamdată la Bacău. După aceste transporturi pe care am făcut doar unul sau două, societăți comerciale și persoane fizice, s-au adunat și s-a colectat gunoi destul de mult, nu gunoi, peturi, cartoane și altele. Este îmbucurătoare sau îmbucurător acțiunea și proiectul pe care l-am inițiat noi, sace pe care i-am distribuit la fiecare. Din aceste motive îi obligăm și pe cei de la școli, inclusiv cei de la biserici, de așa natură să colecteze selectiv, să putem să scădem cantitatea de gunoi. Deci acesta este țelul. Parohia care predă gunoi selectat va fi scutită, care nu predă gunoi selectat înseamnă că este rea voință, nu vom plăti gunoiul și nici nu mai transportăm de la cimitir niciodată cu mașinile noastre, pentru că făcând un calcul, 10 camioane pe an se adună de la Biserica de Olteana unde este și cimitirul. Este cel mai mare cimitir ortodox din Comuna Olteana, pentru cele două parohii, parohia 1 și 2 Olteana. Deci 10 camioane, 5 ne-am dus acum recent, 5 ne-am dus în toamnă, deci 10 camioane bune care le-am transportat până acum. Acum s-a pus punct. Colectăm selectiv. Despre asta este vorba. Dacă aveți discuții, o să la discuție. Dacă mai sunt și alte discuții pe tema acestui proiect? Comisia Învățământ? Aveți favorabil 5 voturi pentru? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, consider, se vedează cu numărul de 17 consilieri. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor în interesul Consiliului Local Olteana de a prelua o suprafață de teren pentru mergerea străzii centru, așa, pe lungimea imobilului scolar la numărul 156 din proprietatea doamnei Ugleana pentru siguranța și accesul cetățenilor, autovehiculilor, pentru accesul mașinii de pompieri, mașini de curăță zăpada pe timpul iernii și a mașinii de preluare a gunoiului. Domnule primar? Da. Așa cum de altfel multe garduri le-am dat înapoi spre proprietatea fiecărui cetățean acolo unde a fost nevoie, pe proprietățile dumnealor private, același lucru intenționez să facem aici. E vorba despre satul Cucuieț, în zona unde stă Gigel Meninte, fostul nostru consilier, la familia Uglea, drept în curba aia, acolo care este foarte periculoasă, nu putem lărgi drumul datorită faptului că în stânga este un zid de protecție a caselor care sunt mai sus amplasate. Am văzut legătura cu proprietare de acolo, atât cu bătrâna, cât și cu unica fică pe care o are, și-au dat semnătura și-au dat acordul, faptul că sunt de acord să mutăm gardul, dar nu este chiar atât de simplu. Gardul se poate muta, pentru că până în prima clădire mai sunt încă 2,5 m, 2,60 m, dar în schimb, de sub este un beci vechi de mult, acolo a fost o clădire. M-am angajat la acest proiect, datorită faptului că ce avem echipa noastră de constructori, vom face un zid deasupra beciului, să eventual, dacă ne permite, îl și strecăm, ne ridicăm cu un zid 2,5 m, să fie și zid de protecție, apoi vom construi gardul pe întreaga lungime, acolo cât este gospodăria respectivului, și vom deschide o nouă cale de acces, nu o nouă, vom lărgi calea de acces actuală, prin introducerea în inventarierea domeniului public a diferenței de teren care rezultă de la cetățeanul respectiv. Dacă aveți discuții. Dacă mai sunt și alte discuții, Comisia Buget. Aveți favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se votează cu numărul 17 consilieri. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind propunerea achiziționării a două autoturisme prin programul de stimulare și înnoire a Parcului Auto Național 2020-2024, denumit generic Rabla Classic. Doamne primar? Da. Făcând o analiză a parcului auto, nu de acum, inclusiv din anii urmă, avem două mașini. Mașina care am primit-o cu titlu gratuit de la Camera Deputaților, anul acesta are 19 ani.
Renault sedan Megane, dacă zic bine, are 13 ani acum în luna aprilie sau mai în Timești. Cu siguranță nu vom putea, din ceea ce estimăm din buget sigur, nu vom putea achiziționa cele două, dar măcar una. În oferta primită de la Dedeman, autovehiculele rutiere, care sunt în bună stare de funcționare, adică să meargă pe roți, să aibă baterii, să pornească și au inclusiv GPD, avem o scutire de 7.500 de lei, deci în bani vechi 75 de milioane, cele cu GPD. Celelalte are 6.500 de lei. În funcție de alocările bugetare, dacă ați fost sau sunteți interesați, avem câteva zile de când am afișat bugetul până la ora actuală. Partea de buget nu ne-a intrat nici scriptic, nici faptic, decât doar câțiva indicatori care i-am afișat. Iar pentru rețelele școlare nu ne-a intrat nicio sumă de bani până astăzi, nici salariile la învățământ până în prezent. Și cei de la Consiliul Județean nu au alocat niciun fel de sumă, pentru că nu au avut ședința Consiliului Județean. Cred că asta o au, dar cu aprobarea bugetului din cele înțelese de la dumneavoastră, pe data de 8 sau pe data de 10, vom afla eventuale sume de la Consiliul Județean. Dar, supun spre analiză și aprobare, cele două autoturisme, achiziționate prin RABLAC, aici trebuie să ne conformăm cu taxa de la fondul de mediu, dar pe ultimii 5 ani să nu avem nicio datorie, lucru care noi nu avem nicio datorie, inclusiv anul acesta, am dat 500 de milioane în bani vechi, anul trecut 300 de milioane, la fondul de mediu, și dacă ne vom încadra, măcar unul, cel puțin aia de 19 ani, care nu mai avem ce face, așa dimineața asta pornit greu și multe probleme ce avem cu ea, dacă o ducem la reparat, asta înseamnă că trebuie să cheltuim mulți bani, altfel nu-ți mai face verificarea tehnică. Da, dacă aveți discuții. Dacă mai sunt și alte discuții, Comisia Buget. Aveți favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, să votat cu numărul de 17 consilieri. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii pentru reparația capitală la îmbrăcăminte asfaltică a drumului comunal 149, strada Fântâna cu apă rece din satul Dofteana, tot peste râul Trotuș, și parțial strada Lozie, până la intersecția cu străzile Centru și Uitoare din satul Cucuieț. Domnule primar? Da. Am obligația să vă dau explicații cu privire la acest proiect. Ceea ce nu știu dacă se va putea realiza, cu toate că îmi doresc, dar nu știu. Deci e vorba despre... Din DN12 ani, de la magazin zis Dumitriu și Florăria, care este acolo, traversând peste calea ferată, traversând peste podul Dofteana, drumul care duce pe la rotilă, care împărțim de strada Lozie, 5 metri către Larga, 5 metri către Cucuieți, reparație capitală. Ați observat, am făcut mai multe reparații, dar podul în anul 2009 a fost asfaltat, deci nu mai un cobor asfaltic pe pod. Acum sunt câteva drumuri care le reparăm de 2-3 ani, tot timpul, adică ne cârpim, le plombăm. La rotilă, la Dorel, rotilă, acolo, iar mai sunt câteva, la Dumitriu, iarăși mai sunt câteva, cum trecem rampa, iarăși sunt și ele tot timpul au fost reparate. Datorită scurgerilor, ploilor, a apelor pluviale, deci drumul este deteriorat. Dacă îl facem de bucăți, este ca un lucru care e început și neterminat. Am chemat un specialist, a făcut câteva măsurători, juristul știe, 2888 de metri pătrați, da? Înmulțit cu 120 de lei metru pătrat, deci 1.200.000, fără TVA, și dă suma de? 336.000. Fără TVA. Fără TVA. Adăugând 19% TVA, ne ducem la 4 miliarde. Mai departe, drumul vis-a-vis de fostul nostru consilier Gigel Melinte, acolo unde am spus că vom lărgi calea de acces, dar n-are nicio legătură calea de acces cu ceea ce vă propun eu, a alunecat terenul, dar nu de acum, mai bine de un an de zile, un an jumătate, a alunecat terenul, acolo mai fost probleme în anul 2007-2008, dar lucrarea era în garanție și a fost remediată și iarăși tinde să se rupă acolo, pe o lungime de vreo 15 metri,
FOMA, din planul de situații și a direcție. Specialiștii spun în felul următor, domnule, trebuie să excavăm tot ceea ce există, adică tot asfaltul de acolo, turnăm o grindă de beton în plan orizontal, lungă, pentru susținerea drumului, după ce turnăm grinda de beton, bineînțeles, armată, să turnăm asfaltul, să putem să îndreptăm drumul acolo. Cât costă? 24.000 grinda. Fără TVA. Da. Deci depășim 4 miliarde această reparație, ceea ce v-am spus eu. Încă nu am dat ok-ul să facem un... Adică nu, am dat ok să facem un proiect pentru reparație. Dar fără bani, pentru că nu avem cu ce acum. Nu a venit bugetul și nu sper să putem să o facem, dar trebuie să fie făcută neapărat. Lucrurile astea pot să vi le spun acum. La buget, probabil, cum o să vedem bugetul și o să-l schițăm, că am început deja, la aprobarea bugetului am să vă spun exact, transparent și cu fapte concrete ce o să facem cu banii pe anul acesta, dar anul acesta este anul în care e anul austerității, vedem cu toți ce se întâmplă în această țară și e an pentru a putea să supraviețuim dacă putem. Da, dacă aveți discuții. Dacă mai sunt și alte discuții, Comisia Buget. A disfavorat cu 7 puncte. Supunem la vot. Cine este pentru? Se votează cu numărul 17. Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului drumurilor care aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale Comunei Dofteana. Dau cuvântul juristului primăriei, domnul Toma. Atestarea domeniului public este necesară în urma pentru a fi preluată de către Ministerul Lucrărilor Publice și Dezvoltării prin hotărâri de guvern. Și în urma unor puncte de vedere transmise de mai multe ministere, respectiv Ministerul Mediului, al Dezvoltării, Apărării Naționale și încă câteva, s-a inițiat acest proiect de hotărâre de atestare. Bunurile fac parte din domeniul public, dar acum se atestă. Și aceste bunuri sunt necesită atestarea în urma proiectelor de modernizare și asfaltare. Special sunt drumuri, cum puteți vedea acolo. Și avem trezile Alea Parcului, Pădurarul, Unirii, Viilor, Pieții, Teiului, Gării, care au fost modernizate prin proiectul pe măsura 7.2, finanțat de AFIR, precum fruntului din Cucuieț, finanțat prin GAL, și da, astea sunt. Ele, prin modernizare, respectiv asfaltare, și-au majorat valoarea de inventar. Și în urma măsurătorilor cadastrale au trebuit actualizate și suprafețele. Atât la punctul ăsta. Dacă mai sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Să aprobă cu numărul 17 consiliere. Punctul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a suprafeței de 14,89 metri pătrați, care face parte din imobilul cu număr cadastrat 62.693 C4, aparținând domeniul public al Comunei Dofteana. Domnul Toma? Este vorba de cabinetul stomatologic la sala de sport de la școala Dofteana, Scarlatul Mugin. Contractul de închiriere care a expirat și la solicitarea doamnei doctor s-a inițiat acest proiect de hotărâre în vederea închirierii în continuare. Dacă sunt și alte discuții,
Când o supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, se votează cu numărul de 7, deci consilieri. Punctul numărul 16. Proiect de hotărâre privind intervenirea unei modificări în structura funcțiilor publice în cadrul instituției publice al primăriei Comunei Dolteana, ca urmare a promovării în clasă a doamnei Florian Elena Daniela. Domnule primar. Deci să știi despre ce este vorba, poate alții dintre dumneavoastră nu știți. Doamna Florian este polițista noastră care ne asigură paza acolo la intrare în primăria Dolteana. Dumnea ei a fost vreo 2 ani de zile în concediu medical, fiind diagnosticată cu un diagnostic care nu pot să vă spun acum și a revenit. Și în baza codului administrativ are dreptul să promoveze. În condițiile astea trebuie să punem o susținută examenă, da? Sigur. Transformăm postul din studii medii în studii superioare, ca urmare a absolvirii ca unei facultăți de relații internaționale și relații cu comunicare. Dacă sunt și alte discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cine? S-a votat cu numărul de 7, deci consilieri. Punctul numărul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea recepției lucrărilor de îngrijire și igienizare prin îndepărtarea tufișilor de pe suprafața de 9.895 de metri pătrați, categoria de folosință pășune, situată în extravilanul Comunei Dolteana, lunga trotușului. Domnule primar. Da. Doresc să vă dau următoarele explicații. În cursul anului 2020, 2019-2020, acum 2020-2021, s-au efectuat unele lucrări în lunga trotușului, a cărei suprafață de teren are această lunga trotușului, prin ordinul prefectului, de 46 de hectare. Deci lunga trotușului are 46 de hectare. Începând cu inundațiile din anul 2005 până în 2010 și nu numai, vă mai spuneam și la alte ședințe, cursul de apă s-a schimbat, nu mai e cum era mai jos în aval de pod Larga, până la puntea la Dănău, tot Larga, și s-a schimbat și a ocupat din lunga trotușului 50.000 de metri pătrați, de 5 hectare. Lunga trotușului, noi îi spunem ce-i dincolo trotușul, deci ce aparține către Dolteana, ci în partea aia îi spuneți Oplița Lărge. S-a transformat natural datorită scurgerii apelor pluviale și a inundației. Bine, i-am făcut o măsurătoare la ora actuală, la lunga trotușului, să vedem ce suprafață de teren am dat în chirie către asociația care ne face și ne întreține izlazul. Din toate măsurătorile au ieșit peste 46 de hectare, da? 46,5 hectare. Deci, ceea ce ne-a trebuit prefectura, în urmă cu 2007, 2001, și până la ora actuală, avem suprafața, dar o avem cu 900 și ceva de metri pătrați. Cu aproximativ un hectar, deci 9.800. 9.000 și ceva. 9.800. Aproximativ un hectar fiind în plus față de ordinul prefectului. Dar ceilalți 5 hectare care sunt dincolo râul totuși, acele le-am trecut în inventariul domeniului public și le-am cadastrat. Acum, e diferența aia care nu aparține ordinului prefectului. Avem acest un hectar, 9.000 ceva de metri pătrați, îl trecem în inventarierea domeniului public, dar nu acum, la momentul respectiv, pentru că avem alte litigii cu apele române până vom clarifica. Și în această situație, noi am făcut lucrări simplice pe acel hectar. Mai sus de părculeț, am tăiat tufe, am igienizat, am făcut așa cum trebuie, să putem să o redăm animalelor din localitatea noastră care pășunează în zona respectivă. Toată iarna, cei care sunt la echipă s-au ocupat de așa ceva, deci am tăiat schini, am tăiat porumbar, am tăiat măcieș și ne-am făcut grămezi. Ele nu fac parte din amenajamentul silvic. Amenajamentul silvic nu s-a făcut,
are o altă categorie de folosință, pădure. Deci nici nu este încă cum trebuie pădure, că are 6, 7 până 8 cm, dacă mai sunt unii anii, în spatele fabricii de mobilă a BVN-ului. În rest, are categoria de folosință pășune tot. Deci vă supun spre analiză și aprobare toate materialele care au fost cheltuite la, sau mai bine zis, consumate la amenajarea acestui teren de 9.000 și ceva de metri pătrați pentru a putea fi redat pășunat. Acum mai sunt alte discuții. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă, sigur, s-a votat în numărul de 7. Deci consiliere. Proiectul de hotărâre s-a terminat, dar prima la diverse, dacă aveți. Da, avem mai multe de discutat. Vă spuneam că la ora 11.30 urmează ședința Consiliului Local pentru situații de urgență în care la, în baza unei adrese venite de la Inspectoratul pentru situații de urgență al Sfântului Bacău, în care mi s-a propus să întâlnim Comitetul Local pentru situații de urgență cu participarea unui membru din Comitetul Județean pentru situații de urgență, care îi așteptăm la orele 11.30. Bineînțeles, când noi suntem, o să aerisim un pic sala, ca să puteți să primiți dumnealor, din câte cunosc în Comitetul Local pentru situații de urgență, dintre consilieri, mi se pare, deaconul, da? Deaconul Mihai, așa, domnul Tăbuc, da? Și așteptăm pe ceilalți ca să vină. Dar, la capitolul divers, am obligativitatea ca să vă informez cu următoarea. Deci, domnilor consilieri, v-am adus la cunoștință de fiecare dată cele întâmplate în localitatea Dofteana, dar acum am obligația, așa cum am avut-o de fiecare dată, să vă comunic situația litigiului, mai bine zis, a procesului care a fost pe rol și încă mai este, litigiul între Primăria Comunei Dofteana și Castelul Ghica din localitatea noastră, care aparține în proprietate privată. Deci acest litigiu datează din anul 2005. La momentul în care în 2003 și 2004, să mă corectez urmă dacă este ceva, au fost întocmite două acte de vânzare-cumpărare, unul pe castel cu o suprafață de teren și celălalt numai pe suprafață de teren de 66.000 de metri, până de 6 hectare și ceva teren, și diferența până aproape de 11 hectare a fost castelul cu terenul arondat lui. În urma verificărilor efectuate de către Curtea de Conturi la momentul respectiv, în anul 2005, a reieșit un prejudiciu de 375.000 de euro, lăsat în baza unui proces verbal și a unor măsuri către Consiliul Local și Primăria Dofteana de la momentul respectiv. S-a încheiat un dosar penal la momentul respectiv și s-a trimis în instanță, vreau să vă spun, în calitate de inculpat, fostul primar de la momentul respectiv, iar comisia de licitație de la momentul respectiv, în calitate de martor. Vă vorbesc exact ceea ce scrie în rechizitoriu, întocmit din anul 2005. Repet, comisia de licitație în calitate de martor și în calitate de inculpat fostul edil. Între timp, odată cu venirea mea și a altor colegi în primărie și în Consiliul Local, Curtea de Conturi în anul 2009 ne-a pus întrebarea dacă ne-am constituit parte civilă în dosarul penal de la acel moment. Pentru că știți, marea majoritate dintre dumneavoastră, un dosar are două părți, partea civilă și partea penală. În dosarul penal, de la momentul respectiv, nu s-a mai putut face absolut nimic, vă vorbesc anii 2009, întrucât cel ce a fost trimis în judecată în calitate de inculpat
trecuse la cele veșnice. În calitate de parte civilă, în dosarul penal, nu s-a constituit Consiliul Local de la acel moment, pentru faptul că trebuia să iese cu adresa respectivă venită de la DNA în Consiliul Local și să întrebe Consiliul Local dacă ne constituim parte civilă în dosarul penal. Lucru care nu s-a făcut, ci s-a dat o adresă semnată de către fostul viceprimar de la momentul respectiv și trimisă la DNA. Nu ne constituim parte civilă. În aceste condiții, dosarul penal a fost închis. Odată cu venirea Curții de Conturi în anul 2009, toamna anului, cred că 2009, a pus întrebarea ce sau în ce situație ne aflăm cu litigiul dintre Castelul Dica și Oate Dofteanu. Răspunsul nostru, spun al nostru pentru că noi, Primăria și Consiliul Local, eram în pauză, adică totul era închis. Ca și măsură lăsată de către Curtea de Conturi la momentul respectiv, a fost aceasta. Desființarea actului administrativ, adică actul administrativ de la momentul respectiv, ce era? Actul de vânzare-cumpărare. Și al doilea, răspunderea patrimonială care trebuia răspundere patrimonială acționat în instanță pentru pretenții. Așa se numeau cele două dosare că le-am și deschis. Și a treia situație, înregistrarea în contabilitatea analitică a prejudiciului de 375.000 de euro. Am acționat în instanță pentru desființarea actului administrativ, am acționat în instanță pentru pretenții cine? Cine a participat și cine a fost în comisia de licitații de la momentul respectiv. Am înregistrat în contabilitatea analitică 13,3 sau 13,7 miliarde, transformând 375.000 de euro în lei și împreună cu cei de la impozite și taxe au început executarea silită a celor care s-au făcut vinovați în anul 2003 și în anul 2005. Dar mai bine zis 2005, că istoria a fost întocmită în anul 2005. Bine. Moștenitorii defunctului au contestat titlul executoriu și am ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție cu dumnealor, motivul fiind acela. Să tragem în acest proces nu numai inculpatul, ci și cei care aveau calitatea de martor. Adică să împărțăm 375.000 de euro la comisia de licitație și la inculpat. Dar DNA-ul a trimis în judecată în calitate de inculpat fostul edil și în calitate de martor comisia de licitație. Am ajuns la Înalta Curte de Casație de Justiție, avem document justificativ prin care le-a fost respinsă acțiunea, da? Și a rămas înregistrată în contabilitatea analitică numai pe numele inculpatului, defunctului. Bineînțeles, legea prevede să te îndrepți împotriva moștenitorilor. Moștenitorii au renunțat la moștenire, permițând legea acest lucru. Ce avea? Avea o casă, o livadă cu grădină, curți și o mașină. Astea erau în evidențele noastre. Ulterior, trecând timpul, s-a dovedit faptul că mașina a fost vândută, cu toate că mașina era înregistrată pe numele defunctului. Da? Deci mașina era înregistrată la primărie pe numele defunctului și mașina a fost vândută. Lucru care nu putea să o vândă decât să scoată certificat fiscal la noi. Dar altă parte care asta m-a țin să o comentez pentru că nu o știu,
la Inspectoratul de Poliție, la matriculare, era înregistrată pe numele fiului defunctului. Și fiul defunctului a venit și a scos certificat fiscal și era achitat la zi și a vândut-o. Mașina fiind înstrăinată, vândută, a rămas pe numele defunctului, dar a rămas pentru că ea nu există. Ea este vândută de alt proprietar care, într-adevăr, avea alte reguli. De aici nu știu ce s-a întâmplat. Și a rămas casa, da? Livada și curte. Teren curs construcție. Bun. Atât. Mai departe, în anul 2016, mai înainte, când a venit curtea de conturi, aceeași întrebare. Ce ați făcut? Am arătat ceea ce am făcut. Și am deschis pentru desființarea actului administrativ, așa cum ne-a lăsat curtea de conturi, am dat pentru nulitate absolută în instanță suprafața de teren împreună cu Castelul Ghica. Și iată căci, în toamna anului 2020, după atâtea expertize, contraexpertize și litigii, în toamna anului 2020 s-a judecat pentru prima dată pe fond procesul și ni s-a respins acțiunea noastră în instanță pe motiv căci motivele invocate de noi nu fac obiectul nulității absolute. Care au fost motivele invocate de noi? 1. Diferența de valoare. Adică, el s-a vândut cu 166.000 de euro, dar în raportul curții de conturi era mult mai mare. Dar, domnule? Conform evaluării boliviene. Bun. Evaluatorul, numit de la acea vreme Bordeanu, au făcut o evaluare și era mai mare decât 166.000 de euro cu mult. Deci diferența care era? De la 166.000 de euro până la 375.000 de euro. Care a fost litigiu. Care a fost prejudiciu. Da? Un alt motiv prin care l-am solicitat noi, motiv de nulitate, în afară de evaluare. Motivul celălalt de nulitate era următorul. S-a dat anunț în ziar și pe alte gazeta de perete, sau unii se mai dădeau celelalte anunțuri, vorbesc de anul 2005, după ce s-a luat hotărârea Consiliului Local de Vânzare și fixarea prețului. Astăzi se procedează altfel, adică altfel. Și atunci se procedează altfel, dar nu se procedează legal. Adică, ești hotărât cu aprobarea Consiliului Local să vin în activ, dar când vii în Consiliul Local, vii cu document justificativ și spui așa, în urma raportului de evaluare și expertiză, costă atât metru pătrat, se pune la licitație și se pleacă de la prețul ăsta. Ei au pus valoarea și după aia au făcut raport de expertiză. Și de aici au ieșit diferențele. Ăsta era un alt motiv de nulitate. Următorul motiv de nulitate era acela. Vânzarea terenului ce înconjoară Castelul Ghica, l-a trecut la teren neproductiv. Terenurile neproductive sunt acele terenuri, și vă rog să vă uitați pe Google, ravene, stânci, bălți, mocirile, sărării. Deci, teren neproductiv, efectiv, care nu are nicio valoare de impozitare decât zero. Și aici s-a vândut un parc, categorie de folosință parc, cu alei pietonale, cu luciu de apă, cu livadă, la categoria de folosință teren neproductiv. Iarăși scrie și aici, nu există motiv de nulitate. Nu există. Am făcut expertiză tehnică, pentru că în actul de vânzare-cumpărare, de la momentul respectiv, a dacă terenul era intravilan. Da. Da. S-a făcut expertiză, un expert spune că este intravilan, celălalt spune că era extravilan. Da? Alt motiv de nulitate. Mai departe, expertiza tehnică între terenul neproductiv și terenul productiv, adică cu pădure de 20-25 de metri,
L-a asimilat cu teren neproductiv expertul respectiv și a dat o diferență de 10 până în 20.000 de euro, da? 3.000 de euro. 3 la 26. Potem? S-a vândut cu 23.000 și o evalua la 26. Era vorba de 3.000 de euro, diferență. Deci, în nimic, categorie de folosință neproductiv și categorie de impozitare zero, cu o pădure, deci la asemenea valoare pus că e 3.000 de euro. Altceva nu avem, niciun... Deci, pe toate mi l-a respins. Judecându-se prima dată pe fond, în toamna anului 2020. Același lucru am făcut apel, folosindu-ne de orice cale de atac legal constituită, mi s-a respins și apelul, făcând referire la aceeași hotărâre de la pronunțarea pe fond. Deci la apel am menținut aceleași motive, la fel cum le-au menținut și celelalte, bineînțeles, după 3-4 amânări de pronunțare. 3 sau 4? 3. Au fost. 3 amânări de pronunțare. În cursul zilei de ieri, ne-a venit și hotărârea de la apel, comunicată, cu motivele, exact, și au spus că menține la fel ca și pe fond. Noi, Primăria Comunii Dofteanu, fiind amenințați de mai multe ori de acel ce este astăzi proprietar, scris și verbal, să achităm taxele ce s-au, nu, sumele de bani care s-au folosit pentru instanță, adică cheltuielile de judecată, în valoare de 180 de milioane. Lucru pe care l-am făcut în regim de urgență, întrucât ne-ar fi executat sinit. Ne bloca conturile, nu puteam să dăm salarii și facem și alte cheltuieli care stă la baza funcționării instituției. Deci, în această situație ne aflăm astăzi. Mai avem o singură cale de atac. Adică, recursul la Înalta Curte de Casație și Justiție, pe care suntem în termen, și avem termen de 30 zile, da? Începând cu data de ieri, se pune 30 de zile, de la comunicare, în termen de 30 de zile, noi acum, momentan, am comunicat la avocatul pe care l-am plătit. Oana, spune și mie, trebuie să încheiem un alt contract? Nu l-am comunicat încă. Încă nu ne-am comunicat. Sumele de bani care au fost cheltuite până astăzi, deci ceea ce am achitat, 180 de milioane, cheltuieli de judecată, am achitat la avocat odată 240 de milioane și acum 50, nu? În apel. 2050. Da? Expertizele tehnice, deci toate sumele de bani au fost achitate de către primărie, cheltuite din banii publici. Ce ne rămâne nouă de făcut? Din ceea ce v-am spus, poate ați reținut. Actul administrativ n-a putut fi desființat prin solicitarea noastră de nulitate absolută. S-a pronunțat legea, instituția judiciară este suverană și trebuie să o respectăm. Deci nu putem distruge, desființa actul administrativ așa cum ne-a lăsat Curtea de Conturi. Și putem să ieșim în fața Curții de Conturi cu acest rezultat. 2. Pretenții. Celălalt proces, că acum s-a încheiat și ăsta și ele au fost suspendate pe perioada cât ne-am judecat cu actualul proprietar pe nulitate absolută. Le redeschidem pe astea, le redeschidem cu bani, bineînțeles. Dar pe actul administrativ se încheie, eu am făcut câteva drumuri la Curtea de Conturi și am întrebat. Deci se încheie faptul că nu am reușit să desfințăm actul administrativ. 2. E vorba despre procesul cu pretenții. Procesul cu pretenții, ce este? Adică, Comisia de Licitație, împreună cu moștenitorul defunctului, au responsabilitatea asta. Și anume, ei sunt martori, nu răspund în acest proces, n-au răspundere. Nu au răspundere. Așa cum o hotărât instanța.
Trebuie să ne judecăm puțin. Defunctul este defunct. Moștenitorii defunctului au renunțat la moștenire. A rămas casa defunctului, cum a rămas casa de pe seaca, adică o persoană care nu a avut niciun moștenitor, știți că ați aprobat și aia am vândut-o, același lucru se va întâmpla și aici. Adică, să avem o discuție în curs săptămânii viitoare cu moștenitorii defunctului, să știți ce așteaptă, și să facem măsurători în conformitate cu declarația proprie răspundere sau cadastrul la primărie, iar casa respectivă trebuie să facem o evaluare și să o punem la licitație. O parte, cât este ea? Nu este bucurător? E rău faptul că eu sunt aici și oricine ar fi trebuie să respecte legea? Valoarea care o vom obține pe casă se stâng și pretențiile, indiferent de valoarea ei, că n-ai ce să faci, cât ai scos, atât ai scos și îi depui în primărie. Ăsta este mersul și ăsta este rezultatul după 15 ani de zile de litigiu. Dar dacă nu ne-am fi folosit sau nu ne folosim de orice cale de atac legală, ești răspunzător în fața legii. Da. Totuși, dacă aveți vreo întrebare cu privire la Castelul Ghica, aici cum e momentul care pot să vă dau o explicație, pentru că eu sunt acel care trec prin ele și dacă vreau sau nu vreau, în fața unor persoane care ne-am judecat 15 ani cu ei, eu sunt vinovat care am venit la primărie mai târziu. Adresă primită azi dimineață de la domnul cu Castelul, care inclusiv colegii noștri totuși s-au pozat acolo cu o persoană care face și ne-a adus numai prejudicii de imagine, atât mie cât și Consiliului Local, în condițiile în care noi am respectat legea, motivând aici și spune la concluzie că noi am ascuns acte, ce acte s-a ascuns, dar cu o hotărâre a Consiliului Local din care s-a fixat o valoare, a fost transmisă la prefectură, ce acte s-a spus și multe alte. Deci, găsește un țapis pe ce. Dar oricum, nimeni nu este mai presus decât legea, așteptăm să se judece inclusiv recursul la Înalta Curte de Casație și Justiție și vom vedea rezultatul, dar nici în Înalta Curte de Casație și Justiție, chiar dacă desfințează actul, prejudicii trebuie să fie recuperat, așa cum v-am spus. Sper că ați înțeles. Dacă aveți ce, ca să nu trec la un alt subiect, vă stau la dispoziție dacă vreți să îmi puneți o întrebare. Bun, haideți să mă mut în altă parte, dacă nu aveți nicio întrebare, sunt sigur că dumneavoastră ați înțeles, probabil și cei care o să ne vadă și cei care ne ascultă la ora actuală. Domnilor colegi, nu e, alaltă e, cred că ați văzut pe un post televiziune, ca să nu-i dau numele, un cetățean cu tractorul în orașul Sângeorzbăi, cum a fost găsit pe malul unui râu sau unui râu, cum au dus materiale provenite din demolări, pe basculat acolo, i s-au confiscat tractorul, remorca și are și un dosar penal. Vreau să mă adresez dumneavoastră și tuturor celor care ne văd sau care ne ascultă. Spunând de mai multe ori din această sală, avem achiziționate aproximativ 15 camere mobile care sunt montate și ne prezintă în orice zi și la orice oră exact cine duce și când duce pe malul apelor și în alte locuri nepermise, gunoaie provenite din demolări, provenite din alte decât altele decât cele care sunt menajere și le duce în unele zone în care prezintă un focar de infecție și ei totuși nu vor să înțeleagă. Au fost găsiți, au fost sancționați și cu 5.000 de lei. Au luat 50 de milioane amendă, așa, nu numai unul și au luat mai mulți
și să înțeleagă toți că nu ne vom opri aici. Nu putem să mai mergem în acest fel cu atâta mizerie care este transportată și de fiecare dată găsim oameni gospodari, oameni cu putere financiară, oameni care au potențial, care fac așa ceva. Am pus la dispoziție saci în valoare de peste 200 de milioane. Am plătit la fondul de mediu valoarea de 500 de milioane în bani veni. Am făcut contract cu firme de așa natură să vină să ridice gunoaiele colectate selectiv. Adică peturile, cartoanele, fierul, dozele, tot ceea ce există colectiv pentru a diminua din întreaga cantitate de gunoi. Am avut o discuție cu Adisul și cu Rompresto în urmă cu 2 săptămâni, în care dumnealor nu ne-a venit atât de bine faptul că și noi colectăm selectiv. O să domnule dumneavoastră și în afara legii. Am act justificativ în birou. De ce, domnule, sunt în afara legii? Pentru faptul că nu ne-l dai nouă Romprestului și-l dai la o altă firmă. Păi da, dar altă firmă îmi dă justificare în care eu colectez selectiv. Păi și noi îl luăm. Și atunci i-am dus la locul fapte și am spus, un cetățean care stă la pod la Isache, trebuie să vină, de la Creangă, de la Maranata, de aici, trebuie să vină cu cele colectate de pe seaca sau de unde vine, să le ducă la Pola Dumitriu, că e acolo pus fontanele în colectare selectivă, sau să vină cel de la Parcul Dendrologic sau mai sus, de pe care ne mire, să vină Brichii din sus să colecteze, să aducă colectat selectiv la pod la Isache. Da? Nu pot ca să oblig cetățeanul să vii de la 3 km să colectezi selectiv. Nu. Ridicați de la poarta cetățeană așa cum ridică toți. Sacii i-am pus noi la dispoziție. De ce i-am pus la dispoziție? Pentru că firma care vine și ridică, dacă s-au ridicat 2 saci cu peturi, îți lasă 2 saci. Noi am investit acum pentru prima dată. Da? În 25.000 de saci. Veniți și dumneavoastră, ridicați de la poarta fiecărui cetățean. Ridicați de la poarta fiecărui cetățean. Și îi las sac în loc. Și data viitoare, peste o lună, iarăși vii, găsești sacul iarăși plin, în felul ăsta putem colecta selectiv. Asta a fost discuția între mine și Rompresto, inclusiv Adisul. Bine. Este, domnule, nu e o problemă care o putem rezolva noi. Dar cine poate să o rezolvă? București. Bun, vă rog frumos să respectați și să mergeți la București, să discutați. Eu în felul ăsta vă dau petul. În cursul zilei, în dimineața aceasta, am avut o ședință, cum de altfel aveam în fiecare dimineață și vine administratorul public și spune, domnule, avem voluntari care vor să participe cu noi la colectare selectivă, pe râuri, pe pârâuri, pe ape, pe păraie, peste totul, ca să putem colecta selectiv. Bun, cu el dau. Veniți voi, Rompresto. Veniți voi, Rompresto, și luați la poarta cetățeanului. Ți-l pus și l-au luat. În 2-3 zile am fost sunat de către Adis și au spus în felul următor, domnule, vin de la București, problema e rezolvată. După 3 zile, iarăși mă spun, domnule, sunt niște probleme la Rompresto București, le-au spart serverele, le-au executat silin, nu știu ce le-au făcut pe acolo și mai stăm. Domnule, eu stau până în ziua când vă văd cu mașina la poartă. Conform graficul pe care vi l-am dat, dumneavoastră veniți și colectați selectiv de la poarta cetățean, dar conform graficul care l-am dat eu. La atât la persoane fizice, cât și persoane juridice. Același lucru să-mi faceți. Altfel nu se poate. Dacă vin sau nu vin, pe data de 14, din câte știu, conform graficului, toată lumea trebuie să scoată la poartă. A fost bun începutul, lor mi s-a părut că niciodată nu vom putea face așa ceva și uitați că e posibil și pentru asta le mulțumesc tuturor cetățenilor care s-au implicat, care au depus acești saci cu peturi, cu cartoane, cu doze, cu tot ceea ce s-au adus, pentru că avem tabelul administratorului public, dacă s-au adunat 2 tone numai de sticlă. Deci, pentru început, a fost bine. Și va fi bine în continuare. Dar trebuie să mergem în continuare să nu slăbim deloc. Vom diminua din cantitatea de gunoi. A doua situație. Am ajuns la concluzia cu dumnealor. Astfel. Să colectăm din localitate, în conformitate cu graficul pe care o să-l fac eu, biodegradabile. Deci ceea ce se numește biodegradabil, frunză, crengi, reziduri de la flori, de la straturi și așa mai departe, le scoți în saci, le scoți la poartă, le încărcăm în un camion și ni se permite cu 0,01
valoare, să le ducem la groapa de gunoi, aparținând Ecosud, da? Onești, să le depozităm acolo. Atât ne va costa transportul și depunerea foarte puțin. Dar aștept răspunsul ei să ne permită să ducem cu camioanele noastre. Ei dacă vin, în mod automat crește ce? Cantitatea, pentru că suntem pe urmele lor. Și acum pregătesc și cântarul să mă duc pe urma lor, că n-are cum să aibă un container de la mai mult de 20 de kg și el mergând la 30. Da? Și o să vedeți ce se va întâmpla. Bun. Și atunci vom duce la ei, la Ecosud, și frunza și tot, cu camionul nostru. Faptul că închiriez un camion, fac o groapă, fac o grămadă undeva, le-am luat și le-am dus la Onești. Să diminuez din cantitatea de gunoi. A treia problemă. Cele componentele care sunt și provin din demolări, bolțari, țiglă, elemente de construcții, provenind din, fiind din lemn, asbestul are regimului, dar la noi nu prea există așa ceva. Deci ceea ce provine din demolări nu are dreptul nimeni să le ducă pe marul apelor. Decât să ne informeze că noi că avem hotărârea Consiliului Local și un plan, un cadastru efectuat, unde ne vom duce într-un loc special amenajat să echilibrăm o groapă, să corectăm undeva unde este o denivelare de teren. Avem un să le duce, dar nu că le duci unde vrei tu. Part cealaltă. Și cred că a specificat în hotărâre, doamnă. Cei ce construiesc garduri. Aș vrea să înțeleagă pentru totdeauna. Garduri de acum au ieșit moderne, cum ne facem noi toți, adică moderne. Se numesc garduri pe o veșnicie. Cred că ați observat. Se construiește din bolțari, din tot felul de elemente care sunt foarte buni, foarte rezistenți și dă gardurile care le-au jos, sparge fundația, sparge elevația, dă scândura jos și o duce pe marul apelor. Le este interzis tuturor să facă așa ceva. Trebuie să facă o cerere. Când vine la noi și au făcut cerere, indicăm locul unde se depună. Supravegheat de către un polițist local. Avem în fiecare zi polițist local la groapa din noi, inclusiv astăzi, inclusiv de intemperit. Acolo va sta. Odată cu ultima ordonanță de guvern, nu știu numele, exact numărul, poliția locală, începând cu data de 28, inclusiv 28 martie, au revenit înapoi la noi, chiar dacă există starea de alertă, deci nu se mai subordonează operațional postului de poliție sau secției de poliție numărul 3 Dofteana, ce au revenit la noi, la primărie. În baza ordonanței de guvern avem dreptul să încheiem doar relații de protocol. Protocol, să funcționăm poliția națională cu poliția locală, să facă acțiuni împreună. Dar dacă, Doamne ferește, intrăm în carantinare, în mod obligatoriu vor face acțiuni comune și vor trece înapoi unde au venit operațional la secția numărul 3, în speță poliția municipiului Onești. Deci, revin la gunoaie. Fiecare dintre noi de acolo pe unde trecem, vă rog să-i atrageți atenția tuturor celor care nu vor să respecte. Vă rog să atrageți atenția și să ne sunați în cel mai scurt timp. Nu aveți voie și nu aveți dreptul să incendiați, cum am văzut aseară în Larga, 3 Cluj de Ciocan. Pe Dofteana peste tot. Suntem obligați și în ședința următoare vom prelucra lucrul acesta, să acționăm în cel mai scurt timp, iar cei care nu au permis de foc vor fi sancționați pe loc. Nu se poate. Am participat la ședința inspectoratului pentru situații de urgență la Onești, toți primarii de pe Valea Trotușului, da? Și cap de listă a fost Dofteana. Cele mai mari incendii de proporții, care au fost foarte costisitoare, au fost la noi. Pădurea Drăcoaia, care se află aici chiar și în acest drept, a fost prima intervenție cu elicopterul cu apă în județul Bacău, în anul 2020, în care s-a constatat că o mână răuvoitoare, ca să nu-i spun criminală, care a incendiat atunci aici. Au participat peste 200 de jandarmi, polițiști, cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, zile și nopți în care au supravegheat, au cărat apă cu bidoane, cu spatele, cu rănițele pe dealurile acestea. Deci nu ne mai jucăm.
Dacă ați observat în cursul zilei de ieri cei care ați fost în piață, inclusiv toată piața dofteană a fost înconjurată de către organe de control, poliție economică, în care s-au primit sancțiuni în bani vechi și de 200 de milioane la o singură persoană cu sumele de bani confiscate. Pentru că dacă n-ai bătut în casa de marcat și ți-o făcut Z-ul, ți-o făcut calculul, sumele de bani care ți le găsesc în plus în buzunar și nu le poți justifica, așa se numește în comerț, nu le poți justifica, se confiscă. Dacă ați observat, inclusiv ieri și sâmbătă, au fost 2-3 mașini de poliție în care reglementează circulația pe drumurile publice. Eu, în calitate de primar, nu am dreptul prin lege să mă impun să-l întreb pe cineva la ce oblită dofteană sau de ce verifică. Au dreptul de control, pentru că cei care fac fapte antisociale în mod obligatoriu se vor lua măsuri împotriva lor. Cei care nu fac un comerț civilizat, în comparație cu vremurile de astăzi și nu respectă legea, la fel se vor lua măsuri împotriva lor. Iar eu nu am dreptul prin lege, pentru că se numește abuz în serviciu. Toată lumea să-și facă treaba și să știe că nimeni nu este mai presus decât legea. Deci cu gunoaiele nu-i de joacă. N-am auzit, nu știu, sau cine știe ce spune sau un alt motiv. Să le pună în căruță, să le ducă în vârful dealului, nu cred că este mai aproape acolo în vârful dealului decât să te duce în mod civilizat la o groapă de gunoi unei stabilim noi să ducă cele provenite din demolări. Nu cred că este atât de greu. Nu se mai poate. În felul ăsta nu se mai poate. Tot felul de exemple s-au dat pe posturile de televiziune. Cu pește otrăvit. Cu apă otrăvită. De ce? De mizerie, nu de altceva. Deci vă rog foarte mult să atrageți atenția și să spuneți dumneavoastră celor care intrați în discuție cu dumnealor. O altă situație, profitând de ocazia faptului că este și Poliția Locală, Poliția Națională. În cursul zilei de ieri, domnul Tăbun, am făcut o adresă către dumneavoastră, o reclamație, mai bine zis, aducându-vă la cunoștință. În noaptea zilei de duminică, acum ceea ce a trecut, în dreptul familiei Bogasiu Constantin, din satul Larga, ne-a furat oglinda retrovizorie din curba respectivă. Dacă n-a tras, a tras vandalizând oglinda, carcasa din plastic, o luată și o plecat cu ea. Cu o săptămână sau două în urmă, a spart-o pe cea de la bogată. Stând de vorbă cu doamnele la achiziții publice, 400 de lei una, 4 milioane în bani vechi, care eu cumpăr cum am mai cumpărat la cucuieț la Iunica Lucamară, de când sunt în instituție, de când sunt în primărie, cred că am cumpărat 7-8, numai că de câteva ori am prins și hoții și au fost înțelegător, să zic așa, au recuperat prejudicii, au montat oglinda înapoi acolo și uitați că totuși văd că stă. Dar cu asemenea oameni, și sigur că oamenii din localitate, ne judică spunând așa, domnul primar, dar n-aveți poliție locală? Acum vreau să-i întreb pe toți și mă adresez tuturor. Poliția locală sau Poliția Națională trece pe jos sau cu mașina. Hoțul nu cred că este atât de redus mental să apuce să demonteze, să pune sau să spargă oglinda în fața poliției. Nu. Știi când s-o spargă. După mai mult alcool sau altceva în sânge, cum se practică zilele acum, în viața de zi cu zi, poate are altceva, sparge și distruge. Distruge inclusiv indicatoarele de circulație de pe hăgheac. Nu există unul să nu fie strâmbat, rupt, deteriorat sau luat de totul, așa cum este acolo la bifurcația cu argelușul. Cei care vă duceți pe hăgheac, l-o luat cel puțin de tot. O mai luat odată aici în jos la Lega. Deci numai și numai pe distrugere. Dacă facem o analiză, sunt acei care nu dau un ban la impozite și taxe. Vedeam și ați văzut și dumneavoastră și aseară și alaltă seară la televizor, dacă te duci și manifesti în mod legal, ai o dorință, ai ceva de spus, te duci în fața autorității, doar asta nu înseamnă că distrugi. Nu-l distrugi pe cel ce conduce localitatea, ci distrugi banii publici care au fost investiți din buzunarele noastre, nu din altă parte. Bineînțeles, mă adresez atât poliției locale cât și poliției naționale, deci vă rog foarte mult să luați măsuri și asta nu înseamnă că
facem ordine în dofteana, numai punând fiul ăla, că am văzut. Deci polițistul când vrea să facă, el prima dată face circulație, iar polițistul nostru local stă lângă el și îl vedează. Nu numai asta se înțelege prin ordine într-o localitate. Vă promit că în următoarea ședință a Consiliului Local voi aduce pe cel ce conduce Poliția Municipiului Ionești sau șeful secției numărul 3, Poliție. Acum câteva zile, luni, am fost eu la ADR Piatra Neamț și nu am fost în localitate. Joia trecută, iarăși tot la ADR Piatra Neamț, în legătură cu proiectul de la școala Dofteana, s-a întâmplat ceva. S-au ajuns până unde s-a ajuns? Până în momentul în care nu mai ține cont de nimeni. Și-au permis și-au închis polițiștii de la Dofteana, de la Poliția Rurală, i-au încuiat în postul de poliție. De două sau de trei ori. Odată legați cu țârmă și de două ori cu lacăte. Ce îndrăzneală! Repet spunându-vă tuturor celor care mă auziți, faptul că toți, nu numai poliția, suntem cu ochii pe ei. Câte camere de luat vedere sunt în întreaga localitate, nu are cum să scape. Eu, în calitate de conducător al instituției și a primăriei Comunii Dofteana, am depus un memoriu la actualul șef de inspectorat al Poliției Județului Bacău ce se întâmplă la Dofteana. Stăm închiși în poliție, cu poliția închisă și polițistul sare pe geam. Dar, Doamne ferește, poate să facă și altceva. Oamenii și-au făcut treaba. E o instituție, cum am fi și noi. Bine, și te încui acolo. Da. Tupeu, mare, curaj și ăștia sunt acei care rup și indicatoare, care distruge oglinzi și așa mai departe. În cursul zilei de luni au venit doi ofițeri, au făcut verificări și sunt pe urmele lor. Vreau să vă zic. Am mai adus la cunoștință Inspectoratului Județean din Poliție Bacău și următoarele. Faptul că am făcut mai multe demersuri în scris către Ministerul de Interne, Inspectoratul Județean de Poliție Bacău, căci sunt puțini lucrători de poliție la Poliția Dofteana, în condițiile în care avem 12.000 de locuitori aproape, avem 1.500 de copii, avem 3 școli cu personalitate juridică, avem 7 biserici de mai multe confesiuni, deci nu se poate așa. Și am făcut comparație cu orașul Slănic, care are 3.000 de locuitori și are 20 de polițiști plus jandarmerie montană. Am făcut comparație cu orașul Târgona, care are același număr de locuitori și are și ei peste 20 de polițiști, inclusiv cu orașul Dărbănești și alții. De fiecare dată îmi spune, este completă organigrama. Dar m-am interesat, organigrama este din 1980, în 1980 tot aceeași organigramă era și vă spun în 1980 cine era polițist. În perioada respectivă m-am căsătorit în 1983 și știu că era domnul Ciuper, că era domnul Matei și așa mai departe, vi-i spun pe toți. Deci aceasta este organigrama din 1980, dar lumea s-a schimbat din 1980. Au crescut și numărul de populație și deschizându-se în urmă cu 30-31 de ani granițele țării, au venit fiecare cu idei, au venit fiecare cu multe lucruri, adică atunci, în 1980, erai obligat, dacă Doamne ferește venea din închisoare, era obligat ca în 15 zile să înceapă serviciu, dacă veneai din armată, în 15 zile începeai serviciu. Nu umblau pe stradă și nu furau, cum era un singur hoț într-un sat, dacă era și ăla, sau doi într-o comună, un găinar de ăsta, dar nu se facă ceea ce face să distrugă bunurile aparținând localității dofteane. Deci am făcut scris către Inspectoratul de Poliție, am făcut scris către ATOP Bacău, în care vor avea astăzi ședință ATOP-ul și le-am adus la cunoștință și totodată am făcut scris spunându-le faptul că la noi, la Dofteana, de mulți ani de zile nu există șef de post. Nu. Domnul Tăbuc este aici. Într-una din zile am avut nevoie neapărat, chiar în regim de urgență, de un polițist la noi, la Dofteana. Am sunat pe domnul Tăbuc, domnule, sunt liber, eu toată noaptea am fost serviciu. Omul patrulasă, s-a dus acasă. Dumnealui este funcționar public cu statut de polițist. Bun. Am sunat șeful secției numărul 3 poliție. Domnul comandant,
Dar vă rog, domnule, să vină un poliție, sunt 12.000 de locuitori, în marți, în sărbătoare, așa. Nu-i nimeni aici. Ce ne facem? Domnule, doar dacă poate rămâne unul de la alt, de la alt post, că nu am vicini. Când suni, răspunsul ăsta este. Unul este la ședință, unul este în prenatal, unul a fost azi noapte de servici și e liber și unul nu mai știu unde este. Atât. Nu se poate așa ceva. Dacă te duci într-un oraș, cum ai dat prima curbă, te întâlnești cu un polițist. Cum ai dat a doua curbă, te întâlnești cu jandar. Cum ai dat a treia curbă, te întâlnești cu poliția locală. La noi, la 12.000 de locuitori, și aș vrea să mă audă toți, să distribuie pe toate rețelele de socializare, să știe că aici e o localitate care are 12.000 de locuitori și avem nevoie de poliție în care să ne asigure și să ne protejeze. Rog pe toți! Da. Aș trece la un alt capitol, tot numit diverse. Și am obligația ca să vă informez pe toți. Despre proiectele în derulare. Pentru că am spus, trebuie să fie transparență. Vorbim despre canalizare. În cursul zilei de ieri, aflându-mă la școala din satul Cucuieț, întrucât au început lucrările acolo la zidul de protecție, am sunat consultanța de la canalizare, doamna care a fost aici împreună cu doamna directoare Echiper. Doamnă, cum și în ce situație ne aflăm în canalizarea? Mâine am ședința Consiliului Local și vreau să informez Consiliul Local și nu numai ceea ce se întâmplă cu proiectul de canalizare. Răspunsul a fost în felul următor. Deci acest proiect cu canalizarea se derulează prin Adib Bacău, care este un proiect vast la nivel de județ. Se pune pe capitole la licitație. Este pus la ora actuală la licitație, care vă uitați pe serviciul de achiziții publice, este pus apa și canalizarea în municipiul Bacău, în interiorul municipiului Bacău. Că noi suntem cu operatorul regional asociați. Suntem operator regional la nivel de județ. A pus aprovizionarea cu apă brută de la barajul de aducțiune Valea Uzului până la stația de reglare, măsurare și tratare Cărăboaia. Sunt pus la licitație. Astăzi. Urmează, din capitolul canalizare nu s-a pus nimeni, că sunt localități care trebuie să continuă canalizarea, în orașul Comănești, în comuna Dofteană. Dar din rândul comunilor suntem primii și urmează să fie pusă și a noastră. Doamne, dar avem vreo șansă. Domnul primar, până în 2023 trebuie să fim gata cu ea. Noi suntem în 2021. Păi dar intervine. Perioada de contestații, soluționarea contestațiilor și alte proceduri ce stau la baza construcției, pe parcursul construcțiilor, apare multe. Lucrul ăsta mi-a spus, asta vă transmit și eu și dumneavoastră. Va fi pusă la licitație. Când și ziua, nu știu, pentru că nu noi. Pune și pune crabul. Bineînțeles, sumele sunt de la Uniunea Europeană și pentru a accesa o sumă de la Uniunea Europeană, inclusiv statul român, trebuie să aibă cei 18% din total valoare. Noi 2%, dar noi avem cei 2% prin studiile de teren, prin studiile geotehnice care au fost făcute și tot amplasamentul care l-am pus deja la dispoziție. Mai departe, proiectul cu gazele. În cursul zilei de luni, aflându-mă la ADR Nord-Est, pe traseu, eram cu cele două colege funcționare, Hârbu Maria și Vasilică Lenuța, am sunat proiectantul de la Ploiești, întrebând faptul în ce situație ne aflăm noi cu proiectul de gaze. Domnul primar, sunt în evaluare toate proiectele, o intrat și a nostru, dar nu avem astăzi niciun rezultat. Au fost depuse 240 de proiecte pe gaze, primele proiecte cu accesarea fondurilor europene din România, de la Revoluție și până astăzi, dar suntem în evaluare la ora actuală. Asta m-au informat. Mai departe. Căminul cultural din satul Larga. La ultima vedere care s-au uitat fetele noastre astăzi, ne aflăm în evaluare tehnică. Drumurile de pe Seaca, Bogata, Cucuieț și Larga, care au fost calamitate în 2018, și căminul cultural de la Larga, care se derulează finanțarea prin CNI, Compania Națională de Investiții, sunt acele investiții care se află, deci s-a ținut licitație, s-au înscris mai multe firme la licitație și ele se află pe tehnic. Deci când deschizi calculatorul, pe tehnic. Pe tehnic poți să dureze o lună, două, trei sau mai mult.
Apoi, după ce se termină pe tehnic, îi selectează cei care se încadrează conform caietului de sarcini și se trece pe financiar, care este ultima speță, deci ultima evaluare, pe financiar. Și apoi se adjudecă celui care a venit și corespunde din punct de vedere tehnic și din punct de vedere financiar. Am dat explicații și cu căminul, inclusiv cu drumul. Cu cele care vor începe astăzi. Dacă ați observat, cine a fost dintre dumneavoastră ieri la piață, ne-a venit ieri două tiruri, astăzi au venit Iulian și azi? Nu, mai după masă nu. Astăzi trebuie să mai vină încă două, cu acele prefabricate pentru canalizarea apelor pluviale în, pentru strada Cărpiniș, pentru strada Saratu și strada Pinului din Dofteana. Deci canalizarea apelor pluviale, ele vin niște componente care ele la rândul lor vin amplasate una lângă alta, se canalizează apele pluviale și apoi, bineînțeles, asfaltul. Au început să le transporte și noi, începând cu data de 10, vom da ordin de începere a lucrărilor. Ei au la dispoziție două luni de zile, 60 de zile să încheie această lucrare. Bineînțeles, dacă nu se întâmplă ceva pe parcursul derulării proiectului, ceva, adică, Doamne ferește, să nu alunice, unde, Doamne ferește, se întâmplă aceasta sau calamități naturale sau datorită vremii nefavorabile, care atunci solicită sistarea lucrărilor pe perioada cât vremea este nefavorabilă. Mai departe, sala de sport, așteptăm recepția. Am luat sala de sport în primire, acea de pe malul Protușului, de acolo. Am luat-o în primire, dar am luat-o în primire de la executantul lucrării. Nu s-a făcut recepția. Recepția cine trebuie să o facă? Compania Națională de Investiții și executantul lucrării. Bineînțeles, suntem și noi parte la recepție. Ne cheamă și pe noi. Deci până astăzi nu s-a făcut recepția, dar noi nu putem să stăm așa, am luat o primire. Roată-sele de sport amenajăm cu cei de la 416 împreună cu doamna viceprimară începând cu data de mâine. Am adus peste 200 de puieți de saltâm care vor fi plantați în exterior cu voluntarii noștri și cu angajații noștri. Am plantat tuia în interior, în interiorul curții mă refer, care în proiect a fost prevăzut doar 5 și noi am achiziționat 20. În jur de 10 plantăm la sala de sport și diferența în Vărculeț, pentru că am propus în fiecare an de 10-20 să plantăm, să putem să populăm și să avem densitate cu vegetație forestieră. Despre asta vorbim cu sala de sport. La sala de sport avem copii mulți din localitatea noastră care fac antrenament la Panchidou la Târgu Ocna, iar clubul de la Târgu Ocna se va muta aici și va spune Dofteana. Vor face antrenament copiii din Dofteana și din alte locuri acolo la sala respectivă de sport, plus copiii de la școlile noastre. Aștept cu nerăbdare bugetul de la Consiliul Județean pentru faptul că am dat în lucru datoma proiectul de la podul peste râul Trotuș în Aval și în Amonte, acel zid de protecție, care am obținut aprobarea serviciului de gospodărire a apelor pentru protecția podului, sălii de sport și a drumului respectiv, prin construirea unui zid aproximativ de lung până în 800 de metri, cu o înălțime de 3 metri, 3 metri jumătate, betonarea lui peste gabioane și așa mai departe, dar să văd mai întâi sumele de bani. La școala Dofteană se lucrează. Am fost la ADN Nord-Est săptămâna trecută joi, am fost inclusiv luni, suntem cam în linie dreaptă. Sper ca în termen de 2, maxim 3 săptămâni să facem prima situație de lucrări, să o ducem la decontat la ADN. Au început să facă fațada cu vată bazaltică, se pune gresie, se pune faianță la interior. Sperăm ca anul acesta să ne mutăm în școală, dar după situația, prima situație de lucrări, trebuie să scoatem dotări. La licitație este o altă procedură, pentru că sunt multe dotări din interiorul școlii. Mai departe, la Cucuieți se lucrează la zidul de protecție, acolo către familia Bartolomei, inclusiv ieri, a lucrat. Dacă vremea e bună, spun că în 2 săptămâni, cred că zidul ăla este gata și apoi, bineînțeles că se continuă și la grădiniță. La drumul de la Larga, am promisiuni că din DN12A și până la poartă la Bânțu
Până de pași vom avea asfalt. Dacă și vremea ne va ajuta. Dacă și vremea ne va ajuta. Dacă nu, anul acesta, oricum, vom avea asfalt acolo și până sus la, la bariera silvică, la cantonul silvic. Pentru că ei mai au un contract 90 de zile de lucrat. Deci 90 de zile are trebui să termine. Asfaltul merge repede, gavioanele le-a dat sub antrepriză și sper să le termine și pe alea repede și anul acesta vom avea și lucrarea respectivă încheiată. Despre celelalte proiecte care aș intenționa să le fac anul acesta, nu pot să vă vorbesc pentru că nu am sumele de bani și nu am cum să vă informez decât la momentul respectiv, când am și sumele de bani venite la Consiliul Județean și am bugetul constituit, vin în fața dumneavoastră cu proiectele pe care le-am, cu proiectele care intenționez să le pun în derulare, dar repet, spunându-vă că față de anul trecut, din studiile pe care le-am făcut, de la sumele de bani primite la Direcția de Finanțe, avem mai puțin față de anul 2020 cu aproape 10 miliarde. Deci 10 miliarde sunt bani, poți să faci multe. Dar noi avem și nici speranța unei rectificări bugetare, pentru că vedeți ceea ce se întâmplă în țară. Nu se poate lucra datorită faptului că pandemia ne-a înconjurat peste tot. Cât este ceasul? Da. Trebuie să încheiem. Domnilor colegi, știu, toți aveți probleme. Banul arde în bec, ba sunt probleme, doamna Camară le va gestiona, cel puțin prin telefon, le aduceți dumneavoastră la cunoștință, dumneavoastră trebuie să continuăm ședința cealaltă și timpul ne presează. Vă mulțumesc pentru vot, vă mulțumesc pentru faptul că ați participat. Declară ședința.